Bine v-am regăsit la o nouă joacă în SkinCraft, o nouă zi în SkinCraft, unde o să avem astăzi un eveniment special în care vom da note caselor din oraș. Am pregătit și o construcție specială pentru voi, pe lângă faptul că avem casa gata, cam așa arată ea din exterior, azi din interior. Da, cam așa se prezintă. Avem și pământul pe lângă pe care o să îl înfrumusețăm, dar până atunci închidem ușițele. La etaj am lucrat mai mult că nu era gata, avem tavanul, avem pe jos carpetă, pat, zi, noptiere. O să deschizi ușa. Aici e ceva așa, o terasă, te relaxezi, te uiți la vecinul. Și ceva interesant pentru voi, pentru că știți că în SkinCraft ne auzim, adică dacă cineva vine la mine acasă și vorbim și vrem să fie ceva personal, ceva secret, ei bine, fiți atenți aici, o să coborăm în jos, undeva la 30 de blocuri, ceva de genul am calculat eu, încât să nu se audă sus, adică ne-am dus destul de jos, da? Bun, după care aici putem să purtăm o discuție și pe partea asta putem să ieșim, e destul de mișto că te aruncă direct și nici nu știi că este apă. Bun, cam așa se prezintă momentan situația, hai să vorbim cu toată lumea. Aveți o inundație aici. Bună ziua, bună ziua, nu este inundație. Așa este designul casei. Da. Mamă, ce bun, frumoase. Bun, bun, bun. Dar nu vă mai urcați la mine în casă, vă rog frumos. Îmi făceam și o baie. Ce este acest lucru, domnul Jakey? Este câinele meu. Puneți în pericol cetățenii SkinCraft, nu, bestia. Nu, că e foarte cumintă. Ce spuneți, domnul polițist? Îl cheamă distrugătorul de lumi. Da, foarte cuminte. E foarte cuminte, da. Îl cheamă Cupcake. V-aș ruga să nu mai folosiți în oraș. Foarte cuminte. Este puțin cam periculos. Domnul Nocivanu m-a lăsat. Bun, domnul Nocivanu o să fie arestat oficial. Și cu Insanity, că acum a venit. Așa este. Haideți să mergem peste el în casă cu toții. Vă dau eu voie să intrăm toți intrăm peste el în casă. Bine, hai, bine, hai. Bun, bun, bun. Haide! Haideți toți la Nociv în casă. Toată lumea aici. Intrați la Nociv în casă cu toții. Haideți, petrecere! Gata, gata, ieșiți. Gata. Gata, hai să lăsăm pe domnul Nocivanu. Nu cred că nu o să mai fim poliție. Hopa! Mamă, domnul... Lucky, afară din poliție! De ce construiești la mine în casă, Lucky? Bun, bun, hai să plecăm. Nu mai spionați pe aici, veniți cu toții. Puțin, vă... Cum stătea de povești cu toți și nimeni nu a venit să-mi zică. Deci el în oraș de ceva timp, e căutat, dat în urmărire generală și nimeni nu a venit să-mi spună. Un criminal liber pe străzile SkinCraft? Nu mai este liber de acum. Și mi-a zis el că cheamă și pe Oana și pe Irinus. Deci cel mai mare ele sunt prietenele mele foarte bune. Este prieten cu Oana și Irinus. Bun, ține minte. S-a schimbat. Este un om bun. Și ne-a ajutat foarte mult. În câteva ore de când a venit în oraș, s-a schimbat, e alt om, ce o pățit? Păi normal, că mi-era frică să amin, că m-ai împușcat în cap. Schimbare. Spune-ne unde ai fost, domnul Chiusenitic. Ce ați pățit? Prin pădure, ați supraviețuit, prin peșteri, am fost la un village, am vorbit cu niște village. Suntem mai ascultați, să ascultați. Vă rog frumos să plecați din perimetrul casei. A rugat frumos. Da. Aici ce se întâmplă, domnul Nocivanu? A, s-a spart un pic, aia. Au vandalizat cetățenii. Ok. Dacă domn primar i-a lăsat să intre, ce să facem? Domn primar, a venit haosul. Să ne distrăm puțin. Ce distractiv a fost domn primar. Bun. Da, fetelor, Oana, îți place coloniza pe care ți-am făcut-o? Mi s-a părut chiar drăguță, cu floricile din alea galbene. Da. Ok. În momentul ăsta, Chiusenity, tu vei fi arestat timp de 24 de ore în realitate. Iarăi, nu mai n-are arestare, asta mă ții, n-are arestare. Ai distrus magazinul, ne-ai omorât. Momentan. Nu, eu am fost. N-am omorât pe nimeni, n-am trolat pe nimeni. Momentan o să lăsăm puțină libertate, pentru că o să organizeze primăria un eveniment interesant, da? Domn primar, dacă dumneavoastră decideți asta, eu nu mi-asum dacă scapă să îl prind iar. Da, îmi asum eu. Nu scap! Domnul Insanity, vreți să scăpați? Nu, no, normal! Domnișoara Irinuș... Toată dimineața am strâns floricele! Domnișoara Irinuș, aveți încredere în domnul Insanity? Da. Gata, e liber atunci momentan. Nu, știți cum facem? Dacă Q-Sanity va fugi, pentru că are două prietene foarte bune în oraș, vor săvârși ele pe diapsa domnului Q-Sanity. Ok.
Sunteți de acord? Au încredere în mine că nu o să fac prostii. Suntem ok, bine. Dar după eveniment trebuie să discutăm. Și vei ajunge în închisoare discutăm. După eveniment. Discutăm, bătrânel. Nocivanu, domn polițist. Bătrânel! Eu am 50 de diamante în momentul ăsta pentru ziua polițistului Skin Craft. 50! 50! Dar unde suntem aici? Abuz! Ok, ok, ok. 100 de diamante în momentul. Nu, 50... 100 îți dau. 100, okay. Gata, plătesc acum. Bun. Hopa, hopa. Poftim. Mi-a dat un diamant. Bun, domnul Q-Sanity, ești în momentul ăsta legat. Domn primar, îmi pare rău, nu va participa. Am la auzit o poză. Haideți cu mine. Nu, este cine adevărat. A făcut poză? Am auzit o poză, domn polițist, și stați numai poză. Cu mine aici. Cine a pozat pe aici? Domnul Lucky, cine a pozat? Eu rezolvam cazul cu tine, domn polițist. Nu caută-l pe ăla, are okay, mai okay. Așa bestie din iad în oraș, e din iad bestia aia. Deci, domnul Civaru. Să discut cu el, dar n-ai tu treabă. E foarte cu mine. Eu am discutat cu dânsul, dar punem pericol cetățenii Skincraft. Păi eu să deci ăla poate să-i apură un cetățean în două secunde să-l mănânce. Face hop! Loki, ascultați-mă vezi, puțin. Spune lui Jake să nu mai umble cu... Are dinți de lapte, nu-i adevărat. Ascultați-mă puțin. Vă rog să nu mai umblați cu cupcake, că nu... Ne întâlnim cu toții la primărie, da? Toată lumea la primărie. Deci domn primar, în afară de Q-Sanity, pentru că nu plătește amendă. El nu vine dacă domnule nu plătește amendă. Domnule Nocivan, găsi ceva foarte ciudat. Okay. Hai la primărie. În momentul ăsta ești legat. Nu vorbeam cu tine, dar nu vorbeam cu tine. Bă, era să mor. Problema e că încă am uitat să pun rutere și nu avem internet pe telefon, cam aia e problema. Nu am pus peste tot prin oraș rutere ca să dau mesaje, știi că trebuie să te conectezi mereu la net și trebuie puse rutere peste tot, ca în caz că nu ai net să te poți conecta foarte ușor. Dar vedem, o să pun. Mamă, asta ce s-a întâmplat aici? Am chemat cetățenii în sala de judecătorie. Ce stă lângă mine aici? Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Ne-am strâns cu toții aici. Bună. Mă, ce se întâmplă? Nu văd. Ne-am strâns cu toții aici? Da, cred. Este toată lumea, domnul Nocivanu? Suntem toți. Așa pare. Bun. Păi, oficial, aveți o modalitate de a câștiga ceva bănuți în plus. Pentru că primăria organizează un concurs de cea mai frumoasă casă din Skincraft. Vrem să știm cine are cel mai mare talent de aici. Așa că avem 3 locuri. Locul 1, 100 de diamante, 50 de diamante și 25. O să votăm cu toții, ok? Ca să vedem care este treaba. Însă, înainte de toate, vă invit să veniți cu mine. Pentru că primăria, momentan nu avem... Da, momentan nu avem un autobuz ceva ca să ne plimbăm cu toții, dar o să avem, Petrecere, frumos, bravo. Petrecere că ne arestează domnul Nocivanu. Wow. Nu prea e hai că e trotuar. A căzut Lucky, s-a împiedicat. Petrecere, intrați. Wow! Noua sală. Ce-i lângă mine? Noua sală de evenimente din Skincraft. Ce părere aveți? Wow. Vă invit să luați un loc, Deșteaptă-te, române. Liniște! Bun. Deci putem să punem muzica aici, putem face mai multe evenimente, să spunem așa. Dar momentan am lângă mine un chest, ok? Și vă voi înmâna tuturor o carte. Ei bine, în cartea aceea... Da, și mie îmi place asta. În cartea aceea vom da note tuturor caselor și la final vom ajunge la o concluzie să vedem cine are cea mai frumoasă casă din Skincraft. Aveți întrebări? Eu! Da, am eu întrebare. Domnul Nocivanu? O să participe. Ok, da, întrebarea mea este, cei care nu sunt acum în oraș vor participa, adică casele lor vor fi examinate sau nu? Vom examina și casele lor, da, trebuie să mă gândesc la o modalitate, o să examinăm toate casele practic. Okay. Poți să mă duc acum să-mi termin casa? Nu. No. El are casă! Nu, deja ați avut destul de mult timp la dispoziție în orașul acesta, nu știu, mai ce părere... Întrebare? Da, spuneți. Are o întrebare, Barbasanu. Câte locuri sunt? Adică locul 1, 2 și 3 vor fi premiate? Da, sau? Da, 3 locuri, 100 de diamante, 50 și 25. Bine. Bun, mai avem alte întrebări? 50 la poliție, cum e corect?
Păi dumneavoastră urmează să fiți arestat. What? E imposibil. Bun, 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 bun. Nu știu exact cum facem cu cei care nu sunt alături de noi, dar vedem după aia în funcție de voturi și așa. Dar ei pur și simplu nu pot să voteze. Adică eu zic că e destul de distractiv. Acum vă voi arunca efectiv cărți. Voi arunca de aici de sus cărți. Ia mă ce fură, mă. Toată lumea. Cărți. Dați-vă și una. Dacă aveți două cărți, dați-vă între voi. Eu n-am niciuna. Ok, ok. Am luat, am luat. Eu am 10. Ai luat Illinois? Am luat. Bun, bun, bun. Cine mai are nevoie? Ai luat? Eu am cartea de identitate a domnului primar, asta am primit. Hopa! Și ce scrie în carnețel? Ia, vedeți și aceasta, vedeți și aceasta. Nu dumneavoastră, domnul Lucky. Am luat. Ce scrie în carticică? Deci, am găsit aici cartea de identitate a Ioanei, așa, și scrie nume Uga, prenume Ioana. Hopa! Vine din Mai City. Cine e Ioana? Cine e Ioana? Adresa nu am. Păi cineva destul de suspect care a cam scăpat din închisoarea. Cât am ratat, mă? Din care nu se poate scăpa. Hopa! Da, interesant, nu mai există Ioana, domn primar. Păi și cum, adică vreți să spuneți că o fată a scăpat dintr-o închisoare care nu mai... Care așa este. Să din ea? Cum e posibil? Da, domnul Jakey, păi nu știu, este în desfășurarea ancheta. Domnul Nociva, nu trebuie să-mi dați... Haideți pe scări în dreapta pe acolo și urcați pe scenă. Domnul Nocivanu trebuie să-mi dea buletinul înapoi. Bun, deci fiți atenți. 400K, oare... Da. Ok, fiți atenți cum facem. Liniște puțin, vă rog. Fiți atenți cum facem. Cine este... Stați să vină și domnul Nocivanu. Deci, domnul Nocivanu. Cine este prezent aici? Acesta e al meu, dar nu era semnat, de aia n-am știut. Stați să îl și semnez. Mm-hmm. Nici al meu nu este semnat, va trebui să îl semnați și pe al meu când aveți timp. Așa. Deci cine nu este prezent fizic, ok, în caz că va câștiga o casă și persoana respectivă nu e prezentă ca să își reprezinte construcția, va primi doar jumătate din premiu, ca penalizare. Și jumătate merge la poliție. Jumătate la poliție. Dar dacă va câștiga unul dintre voi... Primărie. Da. Poliție. Jumătate dintre voi, dacă veți... Mă rog, cei care se prezenți, dar cine câștigă, primiți tot. Și acum, domnul Nocivanu, dați-mi buletinul... Hopa, dați-mi buletinul să-l semnez. Așa. Pentru că... Uitați-l ce face, domn polițist. Uitați-l ce face. Bravo care a făcut poză. Bravo, bravo, bravo. Ia vedeți, așa. În instanța direct cu ăla. Direct. Acum, înainte să plecăm... Domnul Nocivanu vă va legitima pe toți cu buletinul dumneavoastră să ne asigurăm și să știm cine este prezent. Băi. Și okay, voi trece... Să vedem... Voi trece eu în carte. Ce aici cartea de identitate. Domn polițist, la carte de identitate că nu am fost în oraș. Nocivanu. Aoleu. Domnul okay. Și Mario, nu am semnat cartea. Nocivanu, Irafael... Ok, o să le semnez acum. Pentru că ce nu e semnat... Da. Ok. Da, da. Bun. Nici a mea nu este semnată, domn primar, trebuie să vă aduc. Așa, acesta este al dumneavoastră. Cine pozează atâta? Păi nu v-am semnat adineori, domnul Civanu? Ba, cred că... Ba da, v-am semnat. Da, corect. Bun. Deci, cine nu o să aibă buletinul semnat nu este Hai valid. Cine este? De ce se numește domnul primar această carte de identitate? Da, primăria a făcut o mică eroare momentan, dar o să refacem pe viitor buletinele. Ok, am înțeles, deci, deci este valid. Crezut că... Cine tot face poze, vreau să știu. Da, este valid. Am crezut că semnez cu numele. Nu că semnez numele documentului. De ce îmi fac oamenii poze? Bun, ia deci vă spun aici. Cine este prezent, să treceți în sătătă acolo. Da, spuneți. Bun, domnul Jakey Beliaua. Beliaua! Da. Domnișoara Kitty Oana. Domnul okay. Deluchi.
Domnișoru? Ia asta, ia. Da. Popică Cristinel. Da, da. Ezi Basti. Alasio. Trebuie să spuneți prezent. Cicivanu Barbasanu. Ok. Prezent. Așa. Așa. Alb Irinuș. Mă simt ca la catalog. Spuneți prezentă. Și prezentă. Cristiano Ronaldo. Cristiano omul orice. Ce? Ronaldo. Ronaldo. Prezent. Ok, bun. Și Ronaldo aici. Deci, domnul Nocivanu, cărțile de identitate. Da. La un fotbal, frățioi, hai da. Momentan n-avem stadion. La final. Facem și stadion. Puteți să-l returnați, da, le returnați buletinele. Facem și stadion dacă vreți dumneavoastră. Nu mai aruncați pe jos, faceți mizerie. Dați amendă repede. Lachi aruncă. Cine a aruncat? Nu, vă rog. Cine a făcut mizerie aici? Lachi aruncă. Dați amendă. Deci domnul Lucky, dați amendă domnului Chiusenzi dacă ați văzut că aruncă. Normal, stați deci, așa. Deci dați amendă, luați-l la o parte și dați amendă. Amendă de veniți aici. Pe cum el face poze și primesc eu? Mergeți cu domnul polițist. Cum să faci și primesc eu? Uitați. Deci nu se discută aici. Nu se discută aici. Polițistul are dreptul să te chem. Nu se discută. La judecătorie se discută. Du-te cu domnul polițist acum sau nu mai particip la evenimentul ăsta. Vă dau în judecată. Nu mă interesează la judecată, discutăm. Cum să fac singur poze? Deci dacă te opui... Vă dau în judecată, domnul polițist. Dacă te opui discuții cu polițistul, intri acum în închisoare. Du-te cu domnul agent. Haide, domnul Insani. Ia-mi, mă, domn polițist. La distanță. La distanță, să nu ne încurcați, vă rog. Bun. Bun. Nu mai prostii pe aici. Ce să facem, domn primar? Popică Cristinel este aici? Da. Aici, prezent. Poftim. Easy Basti, poftim și tu. Stai să zic că am aruncat. Tocmai am auzit. Am auzit ce ați vorbit. Domnul Luchy, este cumva corupt? Ce-a vorbit ea? Că i-ai zis tu polițistului să-ți dea amendă. Că zice că zici tu că mi-ai dat amendă grasă. Ce? Glumea între frați. Glumea. Da, se dă mită și ăstea. Frumos oraș. Deci notele alea. Notele. Haideți să continuăm. Bun. Da. Dacă are toată lumea. Toată lumea are buletinul? Aveți buletinele toți? Lucky, care îl primește acum. Cine-i Bebe? A, nu, ăla e al meu, scuze. Cine-i Bebe? Bebe mic? Mi l-a furat. Ia, dar nu mă aștept. Ați fost jefuită? Da, să secundă. Bun, haideți să continuăm, domn primar, că nu se mai poate în orașul ăsta cu bezmetici. Vom începe să dăm note, da? Hopa! Cine a pus o ușă? Hopa! Lucky, t-ai pus? Lucky? Vă rog frumos! Nu cred că a fost nimic. Haideți după mine cu toții. Vom începe să dăm note. Notele se vor da de la 1 la 10. Ok, ok. Nota 2, cred că mergeți. Dăm și notele și la casa noastră? Da. Nu cred. Mergeți pe bordură. Altfel veți primi amendă. E bine, putem să stăm pe stradă, vă dă domnul primar voie. Deci, avem plotul numărul 1, după cum bine observați. Ok. Toată lumea cu cartea în mână și avem numele prezent aici, Lucia. Deci, deschidem cartea și notăm Lucia. Am notat! Lucia. Scrieți așa, Lucia, lăsați liber o liniuță și puneți nota. Nu știu ce să zic. Deci voturile sunt de la 1 la 10, da? Dar nu unde e domnul Nocivanu, da. Că trebuie să voteze și el. Deci vreau să știu părerea dumneavoastră. Să ne spunem notele pe care le-am dat sau nu? Să le păstrăm în secret până la final. Da! Cel mai bine ar fi să fie în totalitate secret și doar dumneavoastră la final să știți notele. Ok, cel mai bine, așa? Deci de la 1 la 10, da? Bun, hai să mergem la următorul plot. Și domnul Nocivanu, avem voie să stăm pe stradă de data asta, ca să nu ne înghesuim toți. Ok. Deci fără amenzi. Bun, casa domnului Nocivanu. Avem plotul numărul 2, hai să scriem în carte. Deci vom scrie așa. Nocivanu, liniuță și dăm o notă. Dumneavoastră să votați și casa anterioară. Ok.
Bun, și haideți cu toții la nociv în casă acum. No. Haideți cu toți cu toții în la casă? Să vedem casa cum e și înăuntru. Hai și înăuntru. Toată lumea, doar haideți. Gunoaie și chestii. Păi, dumneavoastră telefoanele o știți, dar furate, ha, 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 poliție, ce se întâmplă? Ah, am eu, știu eu ce s-a întâmplat cu ele. Discutăm după, domnul Luca. Haideți, haideți aici. Hopa, s-a spart aici, s-a spart. Domnul Isari te-a spart. Am văzut. Okay. Am văzut. N-a spart. Domnul Isari te-a spart. Era spart. Era spart, într-adevăr era spart. Nu era spart, n-are acum de cum să fie. Era spart, într-adevăr eu vă spun că era spart. Ok, ok. Hai să ieșim, hai să ieșim. Hai să ieșim, hai să ieșim. Ha. Ieșim, ieșim, ieșim. Vă dau 15 pentru casa asta. Bă, la foc, la foc! Cardinia, mă, nu vezi ce e aici. Ok, ok. Ascultați-mă puțin, ascultați-mă puțin. Nu mă așteptam să fiți amendă. Nu, faceți liniște. Am zis mai devreme. Ok, cine a dat foc? Cine a dat foc? Domnul Isari, te spuneți. Ok. Nu știu că l-am văzut. Ok. Bun. Da, eu i-am dat, cu siguranță. Deci, i-am dat, da. Din momentul acest, nu mă așteptam că sunteți atât de obraznici. Vă cer ajutorul să colaborăm cu succes în evenimentul acesta. Cine nu dorește să se stăpânească pentru că o să intrăm în multe case, va fi exilat, ok? Deci v-aș ruga să ne comportăm frumos ca niște oameni. Dacă stăm să spargem geamuri la fiecare casă pe care o vedem, deja nu mai are sens. Deci, hai să dăm o notă domnului Nocivanu. Am domn primar, scuzați-mă că intervin, casa Oanei este doar acel elf micuț, ce-o fi? Doamna, de fapt, domnișoară... Casa Lucei. E casa Lucii. A, casa Lucii, scuze. Sănele. Eu dau 10 la casa asta, mai pentru că am lucrat la ea. Domnul Q-Sanity. Bun, domnul Luchi, haideți, ascultați-mă puțin, domnul Luchi. Vă dați domn polițist. Domnul Luchi, ați lipsit adineauri când am spus regulile. În primul rând, nu spunem notele. Și în al doilea rând, avem voie să stăm pe stradă. V-aș ruga, okay. Domnul Civanu, ascultați-mă puțin. Da. Percheziționați pe toată lumea care are dispozitive cu care să dea foc. În secunda okay, aceasta. Ok, în cine are flinte în stil sau orice altceva care poate provoca foc, trebuie să-l arunce. Altfel amendă. Am văzut că Q-Sanity ai aruncat aici, ai aruncat lui Cristinel. N-am aruncat, eu aruncat Jakey. Nu, am văzut, da, cum să... Toată lumea percheziționată. Domnule Nocivanu, vreau să vă spun o chestie. Aruncați prima oară și după. Doamne, nu te înțelegi cu oamenii ăștia. Nimic. Am înțeles, nu știu ce se întâmplă aici. Bun, nu mai căscați. Gata cu căscatul. Cine cască este exilat? Cine cască este exilat? Nu cred. Bun. Aveți zombi, domn primar, în oraș. Urmează. Cred că avem zombi. Domnul ăsta, cine mai face bășcălie este exilat, fără nicio. Domnul Rareș, adică tocmai ce mi-a dat un pumn. Ok. Domnul Rareș, veniți aici. Domnul Rareș merită o mică amendă. Ok. În momentul ăsta 20 de diamante amendă. Dacă doriți să mai participați, dacă nu o să fiți exilat. Ok, stați așa. Bun, puteți continua, domn primar. Urmează cea mai frumoasă casă din Skincraft. Casa domnului primar, desigur. Vă puteți uita. Nu umblați acolo, domnul Jakey, ce faceți? Domnul Jakey, începe să cotrobăiți. Sunt banii primăriei. Păi, dar avem voie. Nu avem voie să umblăm în chesturi. Să deschizi chesturi. Nu vă urcați pe cascada casei, domnul Jakey, e periculos. Doamne. Doamne, doamne. Am căzut. Ok. Vă dau o judecată că aveți cascadă pe casă. Avem și balcon, avem pătuți. E frumos aici, da? Mă bucur dacă vă place. Pentru că se vede în casa mea, gen. O să vă puneți perdele, domnul Șivanu. În casa mea. Ah. V-aș ruga să nu mai furați din chesturi, să nu mai săriți de pe case, să nu vă mai urcați în cascada casei. Bun. De asemenea, de ce aveți dreptul cu o cascadă pe casă? Pentru că sunt domnul primar și vă voi exila din oraș. Ascultați-mă puțin. Dacă vreți vreodată să purtați o conversație privată, sunteți liberi să intrați la mine în casă fără să furați.
deschideți acest trapdoor, nu acela, acesta din dreapta. Vă duceți în jos. Bază secretă! Nu este bază secretă. Da, 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 boss, da, acum da, că știe toată lumea. Ok? Și Unity. Opa. Păi m-a auzit, nu merge cum a spus. Hai că nu s-aude nimic, m-a auzit. Aici, aici putem purta... Păi aici, Unity. Era test. Ok, putem purta o discuție fără să fim auziți de pe stradă. Suntem la un nivel foarte adânc sub pământ. Grijă mare că o să pice lavă din tavan, deci v-aș ruga să... Paolo. Nu încerc! Și mă sparge! Ok, Jakey, hai, riscă-te, riscă-te, riscă-te. Bă, nu, 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 eu domnul Nocivanu. Domnul Nocivanu, de ce ai spart? Domnul Nocivanu. Nebunul. Trebuie să găsim făptașul. Păi Nociva a fost, Nociva a fost. Domnul Nocivanu, ca să pun glas. Sunteți oficial exilat din orașul Skincraft. Mi-ați distrus. Efectiv mi-ați distrus casa, domnul Nocivanu. După eveniment va fi nevoie să vă arestez în închisoarea de maximă securitate. Doamne, 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 doamne. Mi-ați distrus efectiv casa, deci nu mai am nimic de zis. Se repară, okay. Se repară. Monstru! Mă doare capul efectiv. Toată lumea face numai porcării. Ok. Perfect, haideți să dăm o notă. Hai să dăm și o notă. Am dat deja de mult. Dar stăm prea mult dăm la fiecare casă, 10. Mai avem 100. Păi dacă da, distrugeți da, casa, normal că stăm prea mult. Păi Nociv dă cu pastorul și trage în geamul. Bun, bun, bun. Și odată, urma Caterin că faceți aici, ia liniște. Următoarea casă, numărul 4, Gorila Ștefan. Ok. Ștefan. Avem un minut la fiecare casă, domn primar, de acum încolo, ca să nu da, da, da. Domnule polițist, veniți aici un pic. Domnule Nociv. Nociv. Nu are, mai chemați nimic. Mă, ce? Hai să dau FIFA, frățiorii, oh! Cine joacă? Fonzo! Frumos, frumos. Am și uitat, am și uitat ce față ai. Mamă! Mamă, foarte da. Bine, hai să ne grăbim, hai să ne... Hai să ne grăbim. Nu mai stăm așa mult. Are o jucare secretă. S-a scurs minutul. Domnule Nociv, uite și are aici, domnul Ștefan. Mă, are prisonieri. Altă dată, domnul Lucky, nu mai avem timp. Altă dată. Altă dată, domnul Lucky, lasă-ne. Altă dată după eveniment. Bun. Așa, o să dăm nota. Așa. Bun, următoarea, următoarea casă a domnului Ezibaști. Ezibaști. Avem o arhitectură mă, modernă. E cam mică, zic, căsuța. Nu prea e mobilată complet. Cam înghesuită. Nu știu ce să zic. E decentă, dar... În 7, așa cred că îi dăm. 7 că e modernă și îmi place mie. Mergem mai departe. Liniște, domnul Clorna. Ok. Fonzo. YouTuber! I make Minecraft videos, lol. Fonzo. Lol. Okay. Mami Mario, YouTuber. Bun, YouTuber. Ia să vedem. Mare casă! Doi. Mare casă, domnul Fonzo. Nota. Wow, nu mai zicem nimic. Mai este și YouTuber și nici nu are casă. Bă, ce YouTuber e ăla fără casă? Este bine să crede și YouTuber? Este YouTuber la mișto? Domnul Fonzo m-ați dezamăgit, e în construcție de 3 luni casa asta. E dezamăgire totală. Și moi. Ok. Domnul Lucky, domnul Lucky, trebuie să vă puneți numele pe poartă aici. Specific. N-aveți numele pe poartă. În vreo 3 minute. În vreo 3 minute a fost făcută. Da, boss. Nici n-am văzut-o măcar. Ok. Nemobilat, nenimic. Da. Zero. Are camera aia spune cap. A, putem grupă, să facem și zero. Ursuleț. Nu, 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 de la 1 la 10. Cred, ursuleț. E ursuleț și stă în grotă. Ok. E ursuleț YouTuber. Ia ce zice? Mai multe ce se întâmplă, bă? Nici nu pot să cobor măcar. Mamă, e peșteră. What? Are Minecraft? Da. Se joacă Minecraft. Da, e prea mică această căsuță.
Spuneți, domnișoara Oana. Domnul Bogdan, ați ratat un eveniment important, din păcate. Nu o să participați, doar veniți după noi și vă asigurați că totul e ok. Dăm note caselor din SkinCraft. Da, am înțeles. Ok. Așa. Deci, aici era Lucky. Urmează șefele. Dar al cui e... Stați puțin, cine are plotul ăsta, că nu scrie numele? Caluga, ursuleț. Deci cine are nume, dar trebuie... O să aibă amendă. Păi da... Ok, amendă. O să aibă amendă. Amendă. Dați-i amendă. La grotă. Vai, și domnul Lucky trebuie. Mai mult grot a fost la Caluga. O să vorbesc eu cu domnul Caluga și dau amenda. Dați-i amendă, auzi domnul Civanu? Să-i dați amendă și domnului Lucky, că nu are. N-a avut nici dânsul. Mi-a spart cineva că avem. Ok. Nu este mobila, din păcate. Ce că avea atunci. Na. Am dat nota. Hai că avea dacă e. Da, nota 0. Bă, îmi place casa, dar nu e mobilată, din păcate. Urmează, deci o să-i dăm un 6. Wow, ce frumos! Wow. Roz. Vezi că e frumos. Mamă, câte poze. Vezi că e drăguț. Câte poze. Domnișoara Oana, ce se întâmplă aici? E fana ei. Ia uite ce spațiu are de la carapea până la calculator. Da, o să fac niște schimbări. Opa. Mamă, e de la distanță, e wireless setup. Nu prea s-a înțeles mare lucru. Din pat. Vezi că îmi place casa asta. A o să-i dăm... O să-i dăm... Mai departe. Panistal, culcă-te înapoi! Aici. Ce stă aici? Stă regele. 11. Regele. Cine regele regine, stă? Amendă. Amendă că n-are nume regele. Cine-i mă regele? De ce n-aveți nume? Să intru în casă, trebuie să sar. Domnul Bogdan, trebuie să vă puneți nume la plot. Așa mă cheamă. Acoperișul e cam... Da, o să primiți o amendă, domnul. Să-i dați și domnului Bogdan o amendă. Ok, domnul Bogdan, amendă de 20 de diamante pentru miștouri adresate primarului și pentru... Nu vă cheamă așa pentru că în buletin este trecut altfel, domnul Bogdan. Te ascunzi. Ia. Hai să vedem această casă. Aici mă ascund. Păi și cum se urcă la etaj? A, din exterior? Domnul Jakey, vă bateți joc, observ. Dați o mică amendă și la domnul Jakey. Un 5 diamante așa de trecere. Ok, domnul Jakey, 5 diamante de trecere. Poftim? Ok. Bă, frumoasă casa. E modernă, dar e nemobilată și e destul de mică. Următorul. Deci Bogdan o să-i dăm un 6. Mamă, stați să-mi vedeți mie casa. Casa făcută, mamă, casa. Trebuie să menționez. Dați-mi voie să menționez la domnul Fanny Salt. Casa a construit. Casa, domne, ce zic mă, primăria a construit casa. Casa a construit o casă. Eu cred foarte, că eu câștig. Foarte frumoasă. Da. Nischinare. Este frumoasă casa, e făcută de primărie. Deci eu m-am ocupat de casa lui. Eu m-am ocupat de casa lui Fanny Salt. Dar n-are mobilă, deci. Am primit de la ajutoarele primăriei Fanny Salt. Fanny Salt, casa făcută de primărie, 5. Nu știu cine e Iris. Cine e Iris? Pregătiți-vă, doamnelor și domnilor! Amendă la domnul Insanity, amendă, că n-are nume. Cum intrați pe stânga? Domnul Insanity, amendă 20 de diamante stânga, pentru frumos. Numele trecut. Ce-am bă aici? Cine a lovit bă ăstea? What? Ce se întâmplă bă? Unde e mă frame-ul ăla? De ce a căzut? Cine-l dă jos? Nu mă mai uit, gata, e ilegal. Bravo. Wow. Aveți aici frumos, ia uitați. Aici dorm eu singur. Cea mai tare serie. Dar ce-i asta? Wow. Ce-i asta mafia pitonească? Că nu cunosc. Opa! Respect mafia pitonească. Opa, opa! Dați jos poza! Confiscați-o! Confiscați-o! Cine a luat poza? Confiscați-o! Ce se întâmplă mai aici? Cine a furat poza? A, o am eu. Ok, mafia pitonească, ok. Bun. Deci domnul Chisanit e suspect. Să vorbim după. Desigur. E suspect principal. Hai, ce notă băgați?
Nota... Dar mai are și o seră. Ce? Are seră. Domnule Noșiv, uite asta. Ați ratat seră. Ați ratat seră. Atenție. E doar la casă, nu la plod. E doar la casă. You sunny thing. Păi asta e din casă. Nota 7. Da, l-am pus acum, într-adevăr. Bun. Da, cineva la spate. Ok. Hai cu notele. Următorul este domnul Jakey. Jakey. What? Intrați, intrați. Cine nu-mi dă, cine nu-mi dă 10, vedem? Cumpă distrugător de lung pe el. Atât? Ce o cameră? Atât? Mamă, ce, ce casă mare. Ce casă mare. Păi și unde-i baia? Urât, urât. Faci în groapa din pământ. Sunt dezamăgit, domnul Jakey. Ia, vină ca Jakey. Dar de ce e Jakey boss cu un S doar? Haideți mai departe, mai departe. Mai departe. Buga buga army boys. Mama, la domnul Clorna care nu e prezent. A murit Drojbit. Ce? Drojbit. No! A murit Clorna. Stai fără Benon. Cuțul nu știe să se sparge, nu sparge. De ce sparge? Nu spargeți animalelor. Cum e da spart? Doamne, doamne. Da, la domnul Clorna nu avem ce notă să i dăm. Nota 3. Că n-are, n-are nimic. Domnul Jakey, nu mai folosiți animalul în oraș. Haideți, următorul, următorul. E minciună, că nu-i nimeni. Haideți după mine. L-am dus acasă. E minciună. Deschideți poarta. Ok. Plotul, ce plot este acesta? 15. Domnul Rareș, aveți amendă din nou. Arături de domnul Farisal. Eu am trecut numele. Eu ce-am făcut? Domnul Farisal, okay, cu domnul Rareș, domnul primar, să distrugeau poarta, încercau să o forțeze, să o strică. Să o strică, doamne. Ne m-a lovit cineva. Să o strică. Să o strice. Când aveți fușe la peșteră, domnul. Deci, dar vreau omul orice și Farisal, aveți amendă de 10 diamante plătibile acum sau se dublează. Haideți, vă rog frumos. Eu doar am închis poarta, că a lăsat-o deschisă, că n-a ușa la peșteră. Ați închis-o de prea multe ori. Se strică poarta. Domnul Farisal. Domnul Farisal. Apropo, am o întrebare, eu am scris numele, n-am scris numărul. Am scris numele, n-am scris numărul. Hai cu premiile! Ce nume? Aveți ușă la casă. Bun! Mi-e frică. Domnul Andrei, domnul Andrei. Intrăm și peste el în casă. Haideți la domnul Andrei în casă toți. Da, se prezintă bine casa. Cam mică. Cam micuță casa. Dăm un 6. De fapt mai zidem 7. Deci Christianity fiecare. Stă Andrei, uite așa toată ziua asta și se uită la mine. Opa. E bătrân, e bătrân. Și vorbește cu cestul. Și eu fac la fel, dar din spate, din casa. Bun. Haideți după mine. După mine, după mine. Și-a rupt spatele! Domnul Akin, domnul Akin. Și-a cam rupt spatele. Mamă, ce nu vă face vechiul. Și-a rupt spatele. Mă, ce? Habar n-am, e cocoșat, domnul Akin. S-a cocoșat. I-a căzut capul la cât a râs. Haideți după mine. Bogdan s-a supărat, Bogdan s-a supărat. Avem domnul Rareș, domnul Rareș. Omul. Hai. Mamă, ce scuipat. Haide, nu mai scuipați. Îmi place, îmi place. Are trebuie mai multă mustață, mobilă. Domn primar, mustață de lemn are. Primul om cu mustață? Da. Da, eu sunt. Ce-ați găsit? Nu prea e secretă dacă ai găsit-o așa repede. Bun, bun, bun. E mină. Place, îmi place. E Pumba Boy! Are acolo prizonieri, are prizonieri. Ei. Vedem pe viitor, pe viitor. Nu stăm acum. Ok, domnul Opa, Cristinel. Se întâmplă. Da. Are hack, are hack. Asta arată ca și casa mea. Ia să vedem. Nu, nu. Wow, ai copia pe zi baști. Așa ați făcut? Nu, l-am văzut pe geam când fugea, se uită la casa mea, deci nu cred că e mai copia cu mine. Ok. Wow, dacă mă rog de aici. Bun, bun. Nu trebuie să săriți peste. Decentă casa, dar n-are nimic mobilat înăuntru de 6. Hai să plot. Uite-o pe Oana, e într-un film. Opa. Perfect. Toată lumea, toată lumea după mine, toată lumea după mine. Cine trebuie să luăm niște mașini că e jale. Mergem prea mult pe jos. Iar mergem mult. Se rupă în două.
Da, e ok. Hai să ne ducem aici la dreapta. Uite, să trecem strada. Nu mai puneți apă, domnul Q-Sanity. Dai, mă, farisal! N-am pus eu cum să pun eu. Domnul Lucky are niște reflexe ca un bătrân de 80 de ani, efectiv. Păi ca și șeful lui, nu? Se doamne, doamne, domnul Civanu. Ok, domnul Q-Sanity, veniți cu mine puțin repede. Hai că nu o să zice domn primar, lasă-mă. Rog, după atunci. Rog poliția să colecteze cărțile de la, de la cetățeni. Da, ok, dați-mi două secunde să am loc în inventar. Stați jos, nu le semnați. Faceți coadă! Cărțile. Sau semnațiile de fapt, sa? Da, de ce mai bine să le semnați cu numele semnațiile. Primarul și eu voi vedea. Ok, morca e sus. Cât timp poliția se ocupă. Și Vanu, puteți să verificați la participanți. Domnul Fonzo n-a participat. Nici eu n-am carte. Că i-ați legitimat prima oară. Parisal, du-te acasă. Nouă cărți ar trebui să fie cu tot cu mine și eu nu v-am dat cartea mea. O să număr voturile acum. Avem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 participanți, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cu cartea mea 10. Cine are un calculator? Eu l-am aici, mână. Bun. Eu. Domnișoara Oana, haideți dumneavoastră. Nu prea am încredere în domnul Lucky. Bun, haideți mai în spate aici. Așa. Bun. Domnul primar. Da. Eu zic că era mai ok să las pe cineva care nu participă, pentru că vă dați seama că eu aș vrea să câștig. Păi nu, că nu vă spun ale cui sunt voturile. Oh. Eu doar vă spun niște cifre și le adunați. Deci dacă puneți prea mult sau greșiți, nu știți la cine puneți. Ok. Bun. Ok. Deci, vreau să calculez așa. Ești gata? Da. Bun. 9 plus 6 plus 10 plus 7 plus 4 plus 7 plus 6 plus 7 plus 8 și plus 7. Bun. Ce se... Deci, efectiv... Să vezi că se face bășcălie în oraș. No! Pune-te rog înapoi să vă... Ascultați-mă puțin. Haideți un pic jos, domn primar, vă rog. Mă simt... Uitați-vă ce se întâmplă aici. Deci își bat joc de poliție, adică de mine și de dumneavoastră, ca să știți doar. Mă simt ca un profesor, am adunat efectiv mediile de la școală, așa mă simt. Am adunat la cifre de nu mai știu să le pronunț. Bun, văd că faceți bășcălie aici, clasic, ca de obicei. Hai să anunțăm câștigătorii, să vedem. Înainte să se anunțe câștigătorii, vreau să vă arăt o chestie importantă. Liniște! Da. Ok. Deci, ca să înțelegeți, că anumite persoane au dat nota 10 și lui Clorna, care n-are nimic pe plot. Adică nici n-are sens. Bun. Hai să vedem și noi câștigătorul, că și eu sunt curios. Deci, după ce m-am uitat peste voturile voastre... Liniște, grădinița! Gata, puțină liniște, vă rog. Mai durează puțin, puțină liniște, da? Deci am fost uimit să văd că anumite persoane dintre voi ați dat nota 10 chiar și lui Clorna, care n-are nimic pe plot. Adică nici n-are casă. Da, ok. Așa. Bun, foarte multe note de 1 pentru domnul Civanu. Așa. Ok, Loki, în momentul ăsta ești dat afară din poliție, să știi. Deci chiar nu puteți să vă abțineți. Ce? Eu vreau să pe jos. Ilie, hobă, gata. Poți să mai vorbești și eu sau ce facem? N-ai stare. Doamne. Deci copiii ăștia n-au niciun pic de... Bun. Deci ați făcut bășcălie până acum. Lăsați-mă să citesc notele. Ok. Avem așa. Domnișoara Lucia, 40 de voturi. Deci cele mai multe până acum, ia să vedem. Puncte, da, puncte.
40 okay. de puncte, domnișoara Lucia. Domnișorul Nocivanu. Domnișorul Nocivanu. 67. Deci cele mai multe momentan. E cea mai slab. Cel mai slab. Ok. Domnul primar. 80 de puncte. Bine. Wow. Wow. Da, da, nu, asta nu știe nimeni decât eu. Domnul Ștefan. Domnul Ștefan, 71 de voturi, de puncte, mă rog. Domnul Ezi Baști, 71 de puncte, la egalitate. Ok. Domnișorul Fonzo, 25 de puncte. În momentul ăsta, Fonzo, discutăm după. Domnișorul Lucky, 41 de puncte. Mai dăm în mine. Caluga, 61 de puncte. Irinuș, 75 de puncte. Bine. Oana, oficial cu cel mai mare punctaj, 89 de puncte. Oficial locul 1. V-ați vorbit în spate. Bogdan, 54 de puncte. Fanny Salt, aproape, aproape zero. Cea mai slabă construcție. 21 de puncte, cele mai multe voturi de 1. Păi da, da, ideea e următoarea, că practic s-a luat de primărie, că dumneavoastră mi-a sunat casa. Așa este. Domn primar, jos. Domnișorul Cusanity, 79 de puncte, foarte multe bine, voturi de 10. Bine, va pop! Jakey Beleaua, eu ți-am dat 10, bă. 50 de puncte. Regele. Păi cum atâta? Clorna, spre surprinderea mea, domnul Clorna a avut cam punctaj mare, având în vedere că e o grotă. Uga buga. 59 de puncte. Bine să zic voturi. Nu înțeleg de ce. Andrei, 61 de puncte. Și oficial, cea mai slabă construcție sau cel mai slab votat, câștigă domnul Akin, 18 voturi. Bine, Akin. Rareș, Rareș, 66 de puncte. Și Cristinel, 58 de puncte. Bun. Hai să vedem. Păi, domnișoara Oana poate veni aici pe scenă, că a câștigat locul 1. Ok. S-au vorbit în spate. Locul 2. Locul 2 poate să... Locul 2 poate să urce pe scenă domnul primar. Dar sunt deja. Ok. S-au vorbit, uite. Hai, gata, liniște. Ok. Bun. Și acum imediat mă uit să văd locul 3. Locul 3. Să urce pe scenă criminalul din Skincraft, domnul Cusanity, locul 3. Bă, popoanele mele, banii mei, mă iubesc. Domnul Nocivanu, duceți-vă cu el, domnul Nocivanu, că fuge. No, unde fug? Poate fugiți că sunteți criminal. Vă pop, cine mi-a dat 10, îl pop super dulce și vă iubesc. Bun. Cu okay. Poliția vine el pe scenă, atât de căutat. Toată lumea care a câștigat a participat la eveniment, deci va primi premiul întreg. Hai să vedem la domnișoara Oana. 100 de diamante. Bun. Primul de consolare. Plăcere. Nimic. O să vă dau și dumneavoastră pentru participare. Ba da, imediat. Domnul Rafael, domnul primar, 50 de diamante. Trăiți, domnul Rafael. Hai să vedem aici. Dar trebuie să le aruncați pe jos, să le luați, domn primar. Așa. Felicitări. Bun, mulțumesc. Felicitări pentru și domnul
Q-Sanity 25. O, aplauze! Leva! Bine! Nu, nu mai fiți fericiți, Leva! Dați-le direct mie, domn primar! Le va confisca direct domnul Nocivanu și vor ajunge la primărie înapoi. Uitați, domnul Q-Sanity, 25. Jale! Dați-i repede amendă. Jale! Bun. Bun. Hopa, s-a tras! S-a tras! Cine a tras? Hopa! Și premiu de participare. Fonzo. Premiu de participare, un diamant pentru toată lumea. Am legat în momentul ăsta, arunci tot ce ai la tine. Premiu de participare, un diamant pentru toată lumea. Dacă nu arunci arma în momentul ăsta, am luat 4. Haideți, uitați. Premiu de participare. Bun. Bă, Leo, nu vă bateți. N-am luat niciunul. N-am luat niciunul. Foarte. Asta este ghinion. Irunu, și o să-ți dau eu. I-am luat top. Vreau să știu părerea voastră despre eveniment. V-a plăcut? Vreți să mai țină primăria astfel de... Bun. Cine nu a... Deci... Cine nu a primit să meargă la domnul Nocivanu va fi arestat de către dânsul. Dacă nu este mulțumit. Ok. Domnul Cibon, n-am primit niciun diamant. Acum eu suntem aici. Haideți să Păi eu am organizat evenimentul. Haideți să mergem cu domnul Cibon la secția de poliție. Nu. Pentru că acesta va fi arestat. Cine? Eu voi fi arestat. Domnul Cibon, haideți la poliție, sunteți arestat. Ca mi-a zis sus casa. Hopa! Chempaza! Fanisalt a tras! Arestați-l pe Fanisalt! Ești legat, Fani! A tras Fanisalt! E percheziție aici, ia să vedem. Ia. Eu că a tras în mine! Toată lumea cred! Arunci acum Fanisalt arma! Am percheziție! Și o să vă zic, vă dau arma și vă zic că am cumpărat-o de la Domn Q-Sanity, că a făcut vânzare lângă oraș. Brăjeală. Ok, Q-Sanity, în momentul ceva. Asta, e minciună totală. De informații legate de tine, da, tu vii cu mine. Băgați-l la celulă, la celulă. Ah, nu-i problemă. Fanny, vii și tu de cu mine. De ce la celulă? Pareți în rest, sunteți liberi. Să-i faceți poză la criminal aici. Am două Facebook. Noi facem nicio poză. Că am poză. Eu zic doar la unde da? Asta zic și eu. Domnul Q-Sanity, după mine. Unde intru? După mine aici. Desigur. La carceră deja! La carceră direct, domnul Q-Sanity. Haideți, domn Haideți. Primar! Eu voiam să mă joc, că pare un joc tare și nu pot acum. Vreau să-mi spuneți ce facem cu domnul Cibanu, că mi-a distrus casa. E dement, ați văzut? Da, e ceva în regulă cu el. A plecat din oraș. Bun. Ok, ne-am luat la revedere de la toată lumea. Evenimentul a avut loc pe Skin Craft. Eu sper că v-ați distrat, sper că v-a plăcut. Like și ne vedem la viitoare. Pa!